Bună ziua și bine v-am găsit la un nou video. În acest episod o să facem un motor de șinerai de 250 cm cubi. Așa ni l-a adus clientul, ni l-a adus demontat, s-a apucat să-l demonteze și n-a mai știut ce să-i facă. Problema a fost, s-a rupt o bucată din carter și uitați, l-a prins peste tot prin motor. A rupt pistonul, l-a prins și între carter și vibrochen. A stricat aproape tot, și ambreiajul și tot. Când am încercat să desfacem volanta, să o scoatem de pe vibrochen, deci nu a ieșit sub nicio formă. A trebuit să o am încercat să o încălzim, să toate modalitățile posibile. Deci uitați-vă cum am reușit să o scoatem. Am tăiat-o cu autogenul, doar așa am reușit să o mai scoatem. Era blocată. Nu știu ce s-a întâmplat, de s-a blocat. N-am mai văzut niciodată așa ceva. Ok, am comandat piesele noi. Volantă nouă. Vibrochenul nou. Da, ambreiajul. Acum singura problemă este că nu noi l-am desfăcut. Așa ni l-a adus clientul desfăcut și o să fie un pic mai greu la montat. Și pinioanele din cutie, bineînțeles, și astea s-au dus. Ce să mai, aproape tot. Carterul și l-a comandat clientul. Și a fost o problemă, această gaură de aici era mai mică, a vrut el să o majoreze, i-am spus că nu este o idee bună, dar a insistat. Acum noi o să-l facem, nu știm cât o să țină, vedeți, a subțiat foarte, foarte mult acest perete și iarăși nu se știe dacă gaura este centrată, s-ar putea să avem ceva probleme. Nu e recomandat să faceți acest lucru, dar clientul a insistat. Mi-a explicat că sunt șanse să nu iasă. Acum, am pus prima oară pinioanele în cutie. Da, le-am pus. Am făcut o garnitură. I-am dat și cu un pic de mastic. Și o să băgăm vibrochenul. Okay, acum, înainte să băgăm vibrochenul, ca să fie mai ușor, vedeți, avem pinionul de la axa cu camă. Deci aici este cama care atacă culbutorii și supapele totodată. Ca să ne fie mai ușor când băgăm ambielajul, o să scoatem acest pinion. Astfel nici nu trebuie să ținem cont cum băgăm ambielajul. Punem distribuția apoi la punct. Ok, acum batem ușor din partea cealaltă. Da, se iasă, el are un o-ring. Ușor am scos axul. Așa, și acesta este pinionul. Așa, aceasta este cama. Da. Și acum putem să băgăm mai ușor vibrochenul și nu trebuie să ținem nici cont cum îl băgăm. Ok, punem ușor. Da. A intrat. Așa. Acum putem să venim și cu partea cealaltă de carter. Mastic este dat, garnitura avem. Îl apropiem ușor. S-a apropiat. Așa o să punem 3-4 șuruburi
să fixăm cartelele și o să facem proba la cutie, să fim siguri că funcționează cum trebuie, să nu vă apucați să strângeți tot motorul și apoi să vă treziți că nu va merge cutia. Se întâmplă că dacă uitați să puneți o șaibă sau ceva, în momentul în care îl strângeți să îngrădească și să nu meargă cum trebuie cutia. De aceea e cel mai bine să apropiați 3-4 șuruburi și apoi să faceți o probă. Încercați 2-3 viteze, dacă merg, o să meargă toate. Deci punem șuruburile și apoi testăm cutia. Ok, am apropiat 3 șuruburi. Acum facem proba la cutie. Ok, este a întâia, a doua acum. Da, a doua. Așa. A treia. Să încercăm și liber. Liber. Da, deci pinionul nu se învârte. Aici se învârte. Ok, deci vitezele funcționează. Putem să continuăm ansamblatul. Ok, am strâns toate șuruburile. Acum urmează să punem distribuția. Deci, când pistonul este în punctul mort, în partea de sus, biela, în punctul extrem, avem aici pe vibrochen un semn. Deci, vedeți punctul acela, da? Trebuie să vină în sus, da? Și axul cu cama, la fel trebuie să vină cama în sus. Avem un semn aici. Da, deci trebuie să vină așa, în poziția aceasta. Îl punem ușor la loc. Băgăm axul. Ok, a intrat. Așa, verificăm să nu se fi deplasat, da, cama este în sus, biela este în sus, punctul este ok, nu s-a deplasat. Putem să prindem șurubul de la ax. Okay, venim cu, aici are un arculeț, apoi opritorul cu șurub. Ok, am strâns. Acum o să trecem pe partea cealaltă. Punem pompa de ulei, ambreiajul și restul componentelor. Ok, aici la pompa de ulei avem două o-ringuri, da, care tanșează pompa pe ele. Așa. Acum venim cu pompa. Acum pompa, o să aveți grijă la pompa, aveți două poziții în care puteți să o puneți, aveți de obicei o săgeată pe ea, care vă indică, să vă uitați la găurile de la ea și găurile de pe carter, să se alinieze, nu o să vă dea decât într-o poziție. Ambielaj, pinionul de la pompa de ulei. Vedeți că aveți un ok, pe pinion aveți o teșitură, la fel și în pompă. Da? Ok. Face și proba. Este ok. Acum continuăm cu tija de la schimbător.
ușor. Acum venim cu ambreiajul. Ia, avem o șaibă. Așa, acum discurile. Gata. Așa, acum venim, avem un capac aici. Da, o șaibă, piulița, o strângem. Ok, scoatem rulmentul, avem de pus aici siguranța, avem o siguranță. Ok, acum punem rulmentul, așa, axul care acționează ambreiajul, da? Așa, acesta este capacul, am făcut la fel o garnitură, așa, am dat și cu un pic de mastic și venim ușor cu el. Ok, trebuie să venim cu capacul, să avem grijă ca pompa de apă să intre pe canalul de la pompa de ulei. Așa, venim ușor cu capacul. Așa, îl apropiem ușor și prindem șuruburile. Strângem toate șuruburile și revenim. Ok, am terminat de strâns. Da, ambreiajul funcționează. Ok, putem să ne mutăm la cilindru. Mai trebuie spre zonele de pe carterul vechi, le deșurubăm de acolo și le punem în carterul nou și începem ansamblarea cilindrului. Ok, am mutat prezoanele. Acum următorul pas o să fie pistonul. Așa, pistonul, bolțul, segmenții. Și o să începem cu segmenții de ungere. Îl trecem, îl scoatem din canal până mai jos puțin, ca să putem să venim cu arcul. Segmentul acela care este sub formă de arc. Așa, acum venim cu acesta. Așa, acum trecem segmentul la loc. Așa, acum cu celălalt segment de ungere, cel de sus.
Ok, acum segmentul de compresie are ștanța cu ștanța în sus. Ok, și acum segmentul de foc, la fel, ștanța în sus. Segmenții o să-i așezăm pe poziție înainte să băgăm cilindrul. I-am pus doar ca să ne fie mai ușor. Așa. Acum ungem canalul. Puteți să ungeți și înainte, dar cum vi se pare mai ușor. Învârtim bine ca să se ungă peste tot. Așa, acum avem pe piston in. Asta înseamnă admisie. Da, punem cu in către admisie. Ok, acum o să punem o siguranță jos. Iar pe cealaltă o să punem când o să băgăm pistonul pe, când o să băgăm bolțul pe piston și pistonul pe biela. Am băgat-o, răsucim bine să fim siguri că a intrat. Da? Acum bolțul la fel îl lungim și pe acesta. Ajută la prima pornire până când își trage ulei motorul, de aceea ungem piesele. Este ulei de amestec, dar nu este o problemă, o să scoată puțin fum. Da, acum băgăm pistonul pe bielă. Da, venim cu cealaltă siguranță. Învățăm bine să fim siguri că a intrat. Acum poziționăm segmenții. Nu uitați la 120 de grade închiderile sub formă de Y. Să nu vină închiderile în dreptul bolțului. Ok, am pus pistonul, am așezat și segmenții. Da, acum degresăm, curățăm bine pentru a pune garnitura. Da, ca nou. Acum venim cu garnitura de sub cilindru. Da. Acum la cilindru, da, aveți grijă segmenții să nu se miște. Acum la cilindru trebuie să-i punem culbutorii. Da. Ceea ce se intră pe aici pe gaura aceasta. Îi scoatem. Celălalt.
avem o șaibă. Da. Acolo îl băgăm ușor. Are un o-ring ca să nu iasă uleiul. Da, l-am pus pe poziție. Acum trebuie să aliniem, deci pe aici trebuie să treacă un șurub, să vă luminez acum. Da? Deci trebuie aliniat, învârtim de el, acesta trebuie să fie, vertical. Ok, ungem și interiorul la cilindru. Acum o să băgăm cilindrul pe rezoane și apoi pistonul pe cilindru. Ușor cu mișcări stânga-dreapta trebuie să intre, pentru că baza la cilindru este conică. Doar să aveți grijă să nu rupeți segmenții. Da, a intrat. Ușor, îl apropiem. Așa. Ok, s-a apropiat. Trebuie să aveți grijă la culbutor să nu se miște de pe poziție. Da. Ok.